Un sondaj intern îl creditează pe primarul Sucevei Ion Lungu cu 46% intenție de vot, iar PNL cu 44%. Cercetarea sociologică a fost solicitată de edilul șef al municipiului Reședința de Județ și a fost realizată de o firmă eșeană cu care acesta colaborează de 10 ani. Sondajul a fost realizat în perioada 20-30 ianuarie pe un număr de 1058 de subiecți pe toate străzile din oraș. Suntem politicoși și lăsăm să anunțe pe alții. Am văzut că sunt deja o parte din candidați. Să-i fericit toți, să le doresc mult succes și mie îmi doresc să câștig. Să aibă gândul cel bun și sigur, ei sunt cei care decid, nu noi. Ei decid. Eu am spus că îmi doresc să câștig. Da. Nu, sigur, e deschisă competiția în partid încă de acum 2 săptămâni. Așteptăm să vedem ce ne dorește, cum dorește. Sigur, vor fi și nume noi pe listă, dar să ajungem acolo. Vă dați seama la scorul care îl avem noi, da? Deci ultimul scor cald de ieri, avem 44% în municipiul Suceava. Deci... PNL-ul. Și la 44%, sigur, o să luăm și consilieri mai mulți, nu? Cât am? 46. Da? Sigur că am măsurat. Este un sondaj intern, pentru interes intern. De o firmă din Iași, care îmi face sondajul de 10 ani. Eu l-am făcut, eu l-am plătit. Așa cum am spus, să văd în ce parte e lucrurile. Primarul Ion Lungu a precizat că în studiul de sondare a opiniei publice a fost introdus fostul prefect Mirela Domnicăi din partea PSD și Cătălina Vartic din partea Pro-România, însă aceasta ulterior a plecat din partid. Edilul șef al Sucevei a încheiat dialogul cu jurnaliștii pe această temă cu următoarele cuvinte. Am comandat sondajul pentru că am vrut să văd unde mă aflu, dacă sucevenii mă mai vor, că dacă nu, plec. Știți vorba aceea, decât să fiu huiduit, mai bine să fiu regretat.